N-am mai făcut o recenzie de film de multă vreme, nu știu, poate de una, de multă vreme. Aveam o secțiune, dar a dispărut. În ultima vreme, cinematografele au fost deschise în ultimii 2 ani, dar de câteva luni sunt deschise din nou și am profitat de ocazie pentru a vedea fiecare film cât de cât ok la cinema. Am văzut Shang-Chi recent, l-am văzut de două ori pentru că am mers cu două grupuri diferite și până la urmă l-am văzut din nou. A fost fain și a doua oară am apucat să apreciez mai mult mediul înconjurător din film. A fost bun Shang-Chi, vi-l recomand. 10% din film este în chineză. Va trebui să ne obișnuim cu ideea că de acum înainte, pentru că e piață mare de desfacere în China pentru filme, 1 miliard ceva de oameni, e normal să fie mai... Aș fi vrut să fie mai multe chineze. Erau multe situații la masă în care, chinezii vorbesc chineză, între ei nu vorbesc engleză. Deci mai erau situații, poate 25% ar fi trebuit să fie în chineză. Shang-Chi, a fost fain, vi-l recomand încă la cinema. Am văzut Journey, filmul cu The Rock în care merg în junglă să exploreze... Am scris pe ecran. Să caute o floare magică, o petală magică, aceea poate să vindece pe toată lumea, acolo se trezesc atacați de spiritele conquistadorilor de acum câteva sute de ani, care și ei căutau floarea magică, bătaie, luptă, dramă. Am râs de 3-4 ori, oameni din grupul meu au râs și de 5-6 ori, a fost un film ok, mai pentru copii, dar ok, au fost puțin lucruri m-au enervat. Doar finalul m-a enervat, de ce nu a putut să ia mai multe flori? Am văzut Suicide Squad... N-am vrut să merg, dar grupul a dictat, am zis hai să mergem să-l vedem, a fost ok. Se pare că DC a învățat din lecțiile trecutului și Suicide Squad funcționează ca și film de acțiune cu supereroi, a fost fain. Chiar surprinzător începutul, ai prima echipă de eroi care merg pe o plajă pentru a cuceri, a termina misiunea pe care o au, misiunea sinucigașă, infractori toți desigur, doar ca să-ți dai seama că au fost folosiți pe post de... Momeal. Și erau actori cunoscuți unii dintre ei și am zis, ok, e tare treaba asta, echipa reală este cealaltă, super, a mers. Croazieră în junglă, așa se numește, am văzut Wrath of Man, n-am crezut că o să-mi placă, era ultimul film nevăzut și am zis, măi, hai să merg, era la ora la care trebuia, l-am văzut, a fost interesant, e cu Jason Bourne, să zic, Jason Statham. E un film, dacă l-ar fi tăiat altcineva, dacă l-ar fi editat altcineva, n-ar fi ieșit așa de bine, dar cele 5 bucăți componente ale filmului sunt... tăiate și puse în ordine diferită. 5 luni înainte, 8 luni înapoi, 3 săptămâni înainte, ceva de genul. Și povestea este spusă non-linear, astfel e interesant pentru că poți să vezi episodic modul de gândire al personajului și după aceea îți dai seama când se pune scena care arată de ce se gândea în modul acela, realizezi că avea motiv să se comporte în acel fel. Nu o să vin cu spoilere, încă vă recomand filmul. Se creează destul de mult mister. Filmul este cu privire la o companie care protejează bani pe care mută cu camioane din stânga în dreapta și angajații acestora care sunt atacați, Jason Statham, se angajează la o asemenea companie pentru... că nu știm ce motiv. Din prima îl suspectez pe colegul lui de camion, pe șeful care se ocupă de bani, pe șeful companiei. Suspiciunile natural se duc înspre oamenii care nu sunt de fapt vinovați de film. O să te surprindă până la urmă ce și cum s-a întâmplat. Filmul e destul de inteligent încât te lasă să te întrebi, că erau colegi, nu-ți dă mură în gură. Trebuie să te prindi și tu de 2-3 lucruri. Am văzut Free Guy, posibil filmul meu preferat al verii. Ryan Reynolds te face să zâmbești în orice film pentru că îl joacă pe Ryan Reynolds. În Free Guy, el este un personaj pe care nu-l poți juca din jocurile pe calculator, care dintr-o dată se trezește la viață. Se pare că programatorii jocului au vrut să creeze o inteligență artificială superioară care putea să ia decizii singure în joc și cumva Free Guy era legat de această inteligență artificială. Nu vă dau mai multe spoilere, pur și simplu se trezește într-o zi când vede o tipă care trece prin el și cântă. Începe să facă o grămadă de aventuri, ea îi spune dacă vrei să lucrăm împreună trebuie să ai un nivel mult mai înalt, ea crede că vorbește cu un personaj care cumva a hackuit jocul și are forma unui personaj care nu se joacă, dar este un om de fapt, mai târziu află că nu, chiar este un personaj din joc care acolo trăiește. Fain, comedie, dacă n-ar fi fost deținut filmul de studioul Disney, n-ar fi putut să pună muzică, scene din Marvel, Avengers, Star Wars, a ieșit fain. În fine, și recent, pentru că am rămas fără filme de văzut, mai era Candyman, dar la Candyman nu ai cum să te uiți la Candyman, ajunge trailerul, am zis mai e să merg la Malignant. M-am uitat la câteva recenzii, băieții mari care fac review-uri filmelor nu s-au uitat.
caut după aceea pe net, nu mai știu cum îi cheamă. E tipul cu geacă de piele și tipul care are o grămadă de filme în fundal albastru. Am uitat la recenzii de la alte persoane care au fost așa, au zis, mă, filmul e interesant, finalul e neașteptat, mergeți, vedeți-l, bucurați-vă de el. Pe drum spre casă, după ce am văzut filmul, mi-am dat seama că, mă, filmul ăsta o să fie total uitat, o să fie un film care putea, dacă ieșea cu 20 de ani, să fie un clasic, să aibă fani. Dar oamenii, pentru că l-au văzut acolo malign, o tumor poate să fie malignă sau benignă, malign, și în funcție malign sau benign poți să-l tai și ești ok, inclusiv titlul. După ce l-ai văzut, îl apreciez mai mult, însă nu te convinge de nicio culoare să mergi să-l vezi. Mai e o săptămână în cinematografe, cred. Dacă stați pe gândul cu privire la un film, intrați la el. Nu ieșiți din cinema până în primele 15 minute. O persoană a plecat de la filmul ăsta și aș fi vrut să plec și eu, pentru că e atât de clișeu în câteva locuri. De exemplu, primele personaje pe care le vedem, soț-soție, nu știm că sunt soț-soție, ne dăm seama după vreo o oră și ceva din film că erau căsătoriți. Un cuplu care se, după al treilea copil pe care îl pierd, soțul e încă atât de violent cu soția încât înainte de a o împinge cu capul în perete care se sparge și sparge și ei capul, deși americanii n-au pereți așa serioși, să fim serioși, treci prin ei, nu se spărgea niciodată, asta m-a supărat, că n-ai cum să spargi capul într-un perete de casa americană. Femeia sparge capul și el e violent după ce știe că ea a pierdut deja 3 sarcini și o împinge așa cu nervi de nicăieri. Personajul nu e conturat, el e doar soțul nervos. Ea, soția, care era îmbrăcată în haine de spital, cred că era asistentă, se duce să încuie ușa după bărbasul care a ieșit să răcorească sau să-i aducă un medicament, să se șteargă, să nu știu ce, și după ce că încuie ușa, se pune cu spatele pe ușă, în timp ce ea știe că îi curge, că are capul spart și curge sânge, se pune cu spatele pe ușa, care bărbatul, dacă e leșinul, va trebui să o spargă și să o lovească și pe ea mai tare, și dacă o încuie în față și nu discută, se enervează și mai rău. Asta m-a supărat. El era nervos pe ea, că... Deci e o dinamică foarte ciudată acolo. Femeia intră în casă, în camera lor, unde el stătea să uita la televizor. În timp ce vorbeau și el îi răspundea la tot, îi stinge televizorul, aici m-am enervat eu, și îl dă afară din pat pentru că vrea să se întindă. Vă arăt o imagine cu casa lor. Și acesta este următorul lucru care mă enervează. Dacă ai atât de mulți bani încât să-ți permiți casa asta, să stai în ea oricum ar fi, după ce știi că ai pierdut 3 sarcini, stai trăsnetul ăia acasă pe fundul tău, nu te mai du la lucru că te doare spate să mai pierzi încă o sarcină. Asta înțeleg de ce era nervos. Ai casa asta mare, găsește-mă alt pat. Dacă știi că l-o stai sare țandăra. Iarăși, săritul țandărei. Ea spune că a vrut să-l părăsească de mai multe ori, dar are și alte calități. Păi eu cred că tu erai nașpa dacă în timpul meciului înditai căsoaia cu atâtea televizoare, ca au televizor și în living, și atâtea paturi și atâtea locuri în care să te poți întinde, te bagi fix acolo, pe locul lui. De ce nu te-ai pus în stânga patului? Să te întinzi dacă erai obosită sau în alt loc. Sunt lucrurile care mă enervau. Eu pot să trag concluzia. Nu știu. Dar nu cred că tipul ăla era nervos mereu din niciun motiv. Și este un element neplăcut al filmului pentru că nu știm mai mult despre relația lor decât acest episod în care el era violent. Dar nici ea nu era total întreagă, după cum vei afla tot restul filmului. Ok, se încuie în cameră, bărbatul se duce jos, se sting becurile, încep să apară elemente ciudate, se vede o umbră, cineva îl omoară. Chestia îi cade de sus în capul, omoară, le sigurează, îl face în cel mai groaznic fel. Nevastă s-a coboară și ajuns să vadă ce se întâmplă, strigă, a, ești bine, pam, și ea e căsăpită, se trezește a doua zi, în spital, a treia zi. Înainte de scena aceasta, enervantă, a fost o scenă tare bună. Direct în acțiune te-a băgat, într-un spital cu o doctoriță, se vede acolo o creatură supranaturală care aruncă oamenii stânga-dreapta, foarte puternică, are o față de extraterestru, niște mâini de E.T., groaznică creatură și puternică, poate să vorbească prin boxe, poate să controleze electricitatea, acțiune din plin, după care tem la scena aceasta domestică, cu femeia enervantă și bărbatul enervat. 12 camere din casă, să vină cineva să se pune exact pe locul tău când te uiți la meciul de orice o fi. Coincidental, era box. Bun, după ce femeia este atacată în casa ei și sora sa vine la ea să o îngrijească, ea îi spune, nu, lasă că stau singură. Îndita mai căsoaia. Cu parter, etaj și pod. Probabil și subsol, dar nu l-am văzut niciodată. Și acesta este minutul 20 în care filmul mă enervează. Ea începe să vadă creatura aceea care omoară oameni în diferite părți ale orașului, începe să trezească în fiecare zi cu capul plin de sânge și cu perna plină de sânge și deși asistentă nu merge, nu mai merge nici la lucru dintr-o dată, nu mai are nevoie să meargă la lucru și nu merge nici să își
rezolvă problema, să-și coase capul. Dacă ar fi făcut treaba asta și nu spun nimic altceva, toată problema și tot filmul s-ar fi năruit. Nu ar fi avut film dacă femeia făcea lucrul elementar să meargă la lucru, să fie cusută. Atât vă spun. Totuși, mergeți la film. Are câteva scene de acțiune foarte bine, cu o coreografie foarte bună, personaje destul de bine nuanțate mai târziu. Sperieturile, când deschizi, clasice, deschizi ușa la baie, nu sunt acolo, știi? Creează tensiune, pe urmă te sperie, pentru că creează tensiune, dar te sperie în alt moment. Știi, mă, trebuie să vină. Dar nu vine atunci când te aștepta de la un film clasic, lucru pentru care apreciez filmul și zic, mergeți, vedeți-l, Malignant, sau mergeți. Probabil că e deja și la voi acasă. Cu răbdare, gândiți-vă că nu puteți pleca de acolo, nu scoateți telefoanele, suportați tot ce trebuie să suportați până începe partea bună. Poate să fie un film apreciat multă vreme, poate să fie printre filmele acelea bune de groază. Pe bune, vorbesc serios, poate să fie printre filmele bune de groază. E regizat de James Wan, regizor bun, actorii sunt ok, dar nu cunoscuți. Totuși, Malignant, dincolo de greșelile pe care le-au făcut pentru a face filmul să funcționeze, sunt sigur că vreo 20 de din film au fost tăiate, astfel dacă le-ar fi, pentru a se încadra în programul de cinema, dacă ar fi fost incluse, poate nu ar fi fost lucruri care să mă deranjeze. În timp ce le vedeam, mă gândeam la un alt film enervant care mi-ar fi plăcut. Aliens 3. Resurrection? Cred că e 3. În fine. În Aliens 3 o avem, e o fată enervantă fără niciun motiv. Filmul, pe urmă, ne explică de ce e enervantă fata din Aliens 3, dar motivul nu e satisfăcător, nu e destul de bun. Aici, motiv e destul de bun și inteligent. Mi-a plăcut, a fost un film smart. Nu vă mai țin, clipul trebuia să fie scurt, o să aibă un sfert de oră în care vorbesc de Malignant. Asta a fost tot pentru azi, le mulțumesc patronilor, membrilor pe canal, celor care mă văd la cinema și mă salută. Dacă v-am speriat și pe voi să mă dați seara la film, scrieți-mi în secțiunea de comentarii. M-au salutat câțiva care mă cunoșteau, am mers înainte. Îi auzeam că vin în spate, erau pe un coridor, ceva de genul. Ei veneau de aici, eu eram aici. M-am ascuns și am sărit în fața lor să se sperie. Unul dintre ei a căzut. Nu uitați și la like și abonare, clopoțelul de notificare. Mulțumesc patronilor, membrilor pe canal, celor care au YouTube Premium și celor care nu se mai uită la un trailer viața lor dacă nu văd reclamele. Eu sunt Alex Cosma și atenție, cadneri!